Înotătorii cluburilor sucevene s-au întors cu peste 50 de medalii de la Race Day International Swim Festival. Este vorba despre un puternic turneu internațional care a avut loc în orașul Dortmund din Germania și care a adunat la start peste 600 de sportivi. Clubul sportiv școlar LPS Suceava a participat cu un lot de 14 sportivi, 13 dintre ei reușind să urce cel puțin o dată pe podiumul de premiere. Este vorba despre Ioana Ursu, Maria Verciuc, Paula Boleacu, Andrei Andrian, Daria Lucan, Oana Sauciuc, Petriana Popovici, Maria Moscaliuc, Ștefan Trocin, Amalia Burlacu, Alexia Burlacu, Paul Panaici și Teodor Plămadă. Clubul sportiv școlar LPS Suceava a ocupat locul 3 în clasamentul pe echipe, iar Ioana Ursu și Maria Verciuc au câștigat mini-cupa competiției, trofeu acordat celui mai bun sprinter. Delia Ostafi, sportivă pregătită de antrenorii Luis Lăcătuș și Andrei Pinticanu la CSU Suceava, a luat startul în 8 probe, iar în 7 dintre ele a terminat pe podium. Pentru înotătorii suceveni urmează campionatul regional, rezervat cadeților, programat în luna aprilie, la Bacău.